Ce aveți aici? Da. Aici? Da, ce aveți? Am actele, banii, prosoape, prosoape, gel de duș și adică șampun. Bagajul. Bagajul, da. Asta, de schimb, o bluzică, un pantalonaș și geacă, încălțăminte și o sticlă de apă. Da. Nu am altceva, că... Stați cu bagajele la poartă. Ăsta e cuierul, ăsta este, nu se mai poate. Venim și noi în vizită de dimineața până seara și peste noapte mi-e frică că când ajung dimineața o găsesc jos, nu mai găsesc în picioare. Deci, chiar ne și uitară. Suntem disperați. Deci, când venirăm, ne și uitară, că o fi jos. Asta faceți de câteva zile și nopți. Plângeți într-una? Nu, chiar. Nu mai merge mâncarea, nu mai nimic. Nici somn nu mai am. Toate cu tremurile le știu și le cunosc. Oh, Doamne, Dumnezeule. Și nu te ajută nimeni, nu se uită că dormi pe afară. Am depozitat tot, că mâncare, medicamente... perne, tot ce am avut, toate lucrurile, toate grămadă, în fracțiune de secundă. Vă dați și dumneavoastră seama unde mai mâncăm, unde mai, nu unde ne mai spălăm, unde eu, e de groază, e de groază. Trăim un trai infern. Dar aici e riscant, eu zic să nu mai intrați. Mama, nu vă fie frică că nu e, uite și aici mai groaznic chiar la fel. Nu vă fie frică că... Hai de mine, ce să fac? Vai de mine, cum? Nu a fost voia, na, a noastră nu a fost voia Domnului. Aceasta este situația dramatică, doamnelor și domnilor, în Arcani, unde vă spuneam, localnicii nu se mai pot întoarce în locuințe, sunt grav afectate, dorm sub cerul liber de frica seismelor și este legătură directă cu noi primarul din Arcani, domnul Aristică Daniel Coiculescu. Mulțumesc, domnule primar, pentru această intervenție. Vreau să-i prezint și pe invitații mei la această oră. Este aici profesorul Anton Hader, președinte al Federației Alma Mater. Mulțumesc. Alexandru Petrescu din partea PSD. Tudor Curtifan este analist militar pentru că studiem ce se întâmplă în Republica Moldova și în Ucraina. De asemenea, legătură directă cu noi domnul Tudor Polac din partea PNL și europarlamentarul umanist Maria Grapini. Mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții. Domnule primar, încep cu dumneavoastră. I-am văzut pe acești bătrâni care așteaptă în acest moment să fie evacuați. Spun că nu se mai pot întoarce în locuințe. Avem imagini cu locuințele din Arcani grav afectate. Ce soluție aveți pentru acești oameni? Da, bună ziua dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, soluțiile deja există, aceste persoane în vârstă, deja le avem cazate la o pensiune, încă de alaltă ieri, deci situația, să spunem, critică a fost în prima seară, după cutremur, când au dormit la o vecină, pentru că am fost acolo și am luat hotărârea să mergem și ne-am rugat de o doamnă, de o vecină, s-au cazat la dumneavoastră în siguranță, iar în ziua următoare, imediat, noi i-am, să zicem, i-am dislocat din locuința dumnealor și i-am cazat la o pensiune. Au câte persoane, domnule primar, aveți cazate la pensiune? Pentru că oamenii aceștia așteptau să vină cineva să-i ajute. Păi acum să mă ierte Dumnezeu, dar noi la 2 ore după cutremur am fost la dumnealor, deci cineva i-a ajutat, chiar credeți-mă că i-a ajutat. Nu poate să-mi spună mie nimeni că nu i-a ajutat. Noi avem monitorizată fiecare casă. Ieri am mers casă de casă, am făcut fotografii, iar astăzi au venit echipele de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am început cu cazurile cele mai grele să mergem și să evaluăm, să vedem care este starea clădirilor, pentru că sunt câteva situații unde... cred că se impun măsuri mai speciale. Deci, stați puțin, domnule primar, câte persoane aveți la pensiune? Deocamdată numai cele două doamne pe care le-ați prezentat dumneavoastră. O altă doamnă nu a vrut să meargă, să o cazăm acolo. Este la mama dumneaei, în siguranță, în altă localitate, unde are condiții decente de trai. Și acum așteptăm și noi părerea specialiștilor, pentru că vă dați seama... Noi doar am făcut o evaluare vizuală, mai mult de atât nu am putut să facem. Câte case sunt afectate din această expertiză vizuală, dacă vreți, a dumneavoastră? Și când vin specialiștii să se pronunțe asupra acestui fapt, dacă în acele case oamenii mai pot sta sau nu?
Deci, vizual, noi am văzut toate casele din, din comună, din cele patru sate. Aș vrea să fac o mențiune. Nu toată comuna este afectată, surprinzător, e un lucru pe care nu ne-l explicăm nici ne fiind de specialitate. Două sate și jumătate. Un sat și jumătate, aproape că nu s-a întâmplat nimic, ca și cum n-ar fi fost cu tremur acum. Bun. E, noi avem în jur de, după ce am făcut noi o evaluare așa, în jur de 250 de clădiri care prezintă urme ale cutremurului. Deci 250 de locuințe? Da, unele mai accentuate, altele simple, fisuri în glet. Bun, și câți oameni stau în aceste 250 de locuințe, domnule primar? În jur de 400. Bun, și aceste 400 de persoane așteaptă ca cineva să vină să le spună dar dacă noi se... în fiecare zi și astăzi am fost la dumnealor. Păi nu avem... dumneavoastră care faceți expertiza vizuală, domnule primar. Păi nu, dar noi în fiecare zi trecem pe la ei, salariații primăriei. Domnule primar, aici nu vorbesc despre faptul că dumneavoastră vă duceți să-i vizitați sau că dumneavoastră vă uitați la casă și spuneți da, este grav afectată. Vorbesc despre un specialist care să vină să vadă exact cum au fost aceste case afectate și să ia o decizie. Asta vroiam să vă spun, că tocmai ce am terminat cu domnii de la Inspectoratul în Construcții, de la Consiliul Județean, de la Prefectură, care toți au fost aici prezenți, au fost două echipe, dar vă dați seama, nu pot să evaluez într-o zi absolut totul. Domnule primar, cutremurul a fost acum două zile, iertați-mă că vă întrerup. Domnule primar, acest cutremur a fost acum două zile. Așa. Deci de acum două zile n-au avut timp acești experți. Este cea mai afectată zonă, practic. Nu, chiar credeți-mă că eu le mulțumesc pentru promptitudinea cu care dumnealor au percutat, pentru că nu suntem noi singura zonă. Să ne înțelegem, aici e vorba de mediul urban, unde probabil pericolul este mult mai mare și vă dați seama de ce, și mai sunt și alte sate, alte comune, unde dumnealor au trebuit să ajungă. Deci încă de ieri pe la noi au trecut, noi am făcut ce ne-au învățat dumnealor, ce v-au învățat? Le-am trimis situația și astăzi deja de dimineață au venit alături de noi. Ce v-au învățat, domnule primar, să faceți? Cum să ne uităm și noi, cum sunt fisurile, ce prezintă pericol la structura de rezistență, ce nu prezintă un pericol pentru structura de rezistență. Vă dați seama că până nu vin dumnealor ca specialiști, noi, ca și dumnealor, sunt câțiva oameni. Nu sunt acum sute care să meargă fiecare la câte o casă. Încă o dată vreau să scot în evidență, iertați-mă, dar vreau să scot în evidență faptul că oamenii s-au mișcat. Ai credeți-mă că n-a dormit nimeni. De cred, domnule primar, pentru că nu dorm nici oamenii. Am văzut acest lucru din mărturile lor. Dar vreau să vă întreb ceva. Având în vedere că este zona noastră este printre cele mai afectate, aș cerut ajutor la prefect, la IGSU. Poate este nevoie de mai multe echipe din alte județe, care în momentul de față n-au nimic de făcut, să vină în zona dumneavoastră și să expertizeze aceste locuințe mai repede. Da, doamna prefectă a fost astăzi alături de noi, președintele Consiliului Județean, subprefecții județului și tot Inspectoratul în Construcții, pompieri, jandarmerie, deci toți au fost alături de noi și în teren cu noi. Da, pot să spun că nu ne-au sprijinit sau că nu ne sprijină. Eu aici nu vorbesc, domnule primar, despre ajutorul moral, sufletesc într-o astfel de situație, despre empatie, ci despre soluții pentru niște oameni care sunt într-o zonă afectată, sunt într-o stare de șoc în urma cutremurului, au casele acești oameni grav afectate și vor să știe dacă stau cu bagajele, cum stă această doamnă la poartă, să fie evacuată în cazul unui nou seism, sau pot dormi liniștiți în casă. Acum să vă dau o veste, în urma evaluării casei doamnei, probabil că de mâine se va lua hotărârea ca dumneai să se reîntoarcă în gospodărie.
Pentru că, de ce să nu recunoaștem, sunt unele mult mai grav afectate, da? Oamenii n-au vrut să se mute, dar primar, le-am găsit. Iertați-mă că vă întrerup. Știți, nu puteți face teatru, comparații dar vizuale. Să fie de calitate. Doamne primar, eu nu sunt de specialitate, nici dumneavoastră nu sunteți de specialitate. Corect, nu sunteți corect. Inginer în construcții. Bun, am lămurit acest aspect. Deci dumneavoastră nu puteți spune că o casă care arată ceva mai bine decât una mai dărâmată de acest cutremur poate fi mai sigură. Dar nu puteți face această apreciere. Prima casă evaluată astăzi de către comisia venită de la Inspectoratul în Construcții a fost a doamnelor respective. Credeți-mă. Bun, și atunci de ce stă doamna cu bagajul la poartă, vă întreb? Păi, doamna, am cazat-o la o pensiune. Chiar astăzi m-a întrebat cât le mai ținem acolo. Păi nu era acolo. La pensiune, domnule primar, pentru că noi am găsit-o acasă. Iertați-mă, păi poate da, vorbim doamnă, despre altă doamnă. Și eu pot să stau cu bagajul la poartă și să spun că nu mai pot să locuiesc. Credeți-mă că e a 10-a oară în 3 zile de când văd casa respectivă. Ar trebui să nu gândiți și să luați aceste lucruri superficial. Păi oamenii aceștia superficial, sunt în vârstă, doamnă. Au trăit cred un șoc. Cred că dumneavoastră le vedeți un pic superficial. Eu iau efectiv ce îmi spune un specialist. Păi, din declarația noastră este exact invers. Noastră vorbiți despre faptul că dacă o casă arată mai bine decât una mai grav afectată, înseamnă că este și sigură. Spuneți că doamna așa s-a gândit ea să stea cu bagajele la poartă. Nu, doamnele, de aceea vă spuneam poate... că aveți o acțiune superficială în acest sens. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți că acești oameni sunt în vârstă. Nu, este o părere a dumneavoastră, este subiectivă. Da, noi am fost imediat în ziua întâmplării cu tremurul la doamnele acasă, ca și pe la alții, de altfel. Acum, normal, nu puteam să luăm noi decât niște hotărâri pe empatie, de moment. Da, le-am luat pe doamnele de acasă, nu le-am lăsat să mai stea acolo. Ori astăzi, după constatările la fața locului ale comisiei, oamenii mi-au spus, dom'le, aici se poate locui. Aici se poate locui. Și mie acasă, credeți-mă, că mi-este frică să stau. Și eu am fisuri acasă și eu am dizlocări în anumite colțuri ale casei. Dar ce nu este vorba despre subiectivism. Este vorba despre ceea ce faceți noastră pentru oameni și ce spun oamenii din comunitatea pe care noastră o gestionați. Că faceți. Știți, e o diferență majoră. Noastră, dacă nu aveți soluții, pentru că aveți o limită legată de ceea ce se poate face într-o astfel de situație, aveți peste dumneavoastră, prefectura, Consiliul Județean, dar ministere, inspectorate. Dar au fost alături de noi. Sunt alături de noastră, dar vedem că situația este diferită. Domnule profesor. Mă gândesc cu frică, doamnă, ce ar fi fost dacă ar fi fost peste 6 un cutremur acolo. Am spus și ieri la toate televiziunile, dacă 5-7 a speriat toată zona aceea, vă dați seama că era groaznic, am fi asistat la mii de morți acolo, într-o zonă în care nu aveam cutremur. Trebuie să recunoaște totuși că oamenii din această zonă trăiau liniștiți gândindu-se că niciodată nu va veni un cutremur acolo. Au mai fost, dar niciodată n-au atins magnitudinea peste 5-7. Clădirile sunt slab construite, doamnă, m-am uitat, sunt mulți dintre stâlpii pe care ați arătat, eu profesor de Reținerea Materialelor, sunt terminați. Din ce ați arătat imagini? Sunt foarte, păi, foarte... Uitați, domnul primar, acum depinde, depinde, mai de aproape se poate vedea mai bine, dar când vedeți o înclinare așa la 45 de grade a unei fisuri, e pericol. Pentru că a cedat, practic, stâlpul, nu mai opune rezistență. Trebuie făcute ceva, eforturi, adică trebuie analizate cu aparatură pe măsură, să știți, nu se privește la ochi. Aici, domnul primar, are dreptate. Nu poți să spui, dar nici nu poți să spui că are mai puține și e mai puțin sigură. Nu, n-ai de cum. Domnule Polac, Gorjul este gestionat la nivel politic de PNL, nu? Nu știu. Depinde cu ce înseamnă gestionat la nivel politic. Păi aveți prefectul de la PNL? Avem prefectul de la PNL. Aveți președintele de Consiliu Județean? De la PSD. De la PSD. Uitați, ce frumos se împarte responsabilitatea. Da. Cum credeți că este gestionată situația din Gorj, așa cum v-am descris-o mai devreme? Uitați, din ce am auzit, nu știu, domnul primar nici nu știu de la ce partid este. Nici înțeleg nu contează. Că autoritățile au făcut toate eforturile necesare pentru a veni și pentru a evalua pagubele în zonă. Acum, firește, după cum a spus și domnia sa, probabil că autoritățile au încercat să ajungă, nu știu dacă au terminat astăzi evaluarea tuturor locuinților din această localitate, dar cu siguranță au trebuit să meargă și în Târgu Jiu și au trebuit să meargă și în alte localități.